Bună, Eva. Ce faci aici? Știu că nu am procedat cum trebuie, dar te rog, ascultă-mă. Eva, mai dă-mi o șansă, te rog, ultima șansă. Chiar vreau să mă revanșez. Nu știu ce să zic. Știi că țin foarte mult la tine și chiar vreau să rămânem prieteni. Mai ales acum când chiar cred că ai nevoie de un prieten. Cum adică mai ales acum? Am aflat de Iulia. Dar Eva, îți jur că nu... N-am avut nicio intenție ascunsă de data asta. Nu ți se pare că... Victor Pop vine tot timpul cu atâtea drame în viața ta? Chiar nu te... Oh! Eva! Ești beat? Lasă asta. Da-s. Știi că se zice că oamenii își folosesc doar 10% din inimă? De fapt... Ușor. Ce caută asta aici? Mahmureală cruntă. Da. Am avut și un vis de-asta super dubios aseară. Se făcea că m-am întors acasă și aici cu tine era doctor. Bună dimineața! Scuze. Nu, visez, nu? Visez. Eva, dă-mi un picior. Păi o să dau un picior dacă vrei să-ți dau un picior. Victor, hai să vorbim puțin, te rog frumos. Stai un pic să înțeleg ceva. Deci tu, aseară, ai dormit aici? Da, pe canapea. De ce? Pentru că tu erai... Da, erai într-o stare avansată de ebrietate și voiam să mă asigur că nu pățești ceva tu sau Eva. Eva, ce se întâmplă? A venit să facem pace. Și să ne întrebe dacă vrem să rămânem doctorul nostru. Și eu mi-aș dori asta. Și eu. Eva, de ce vrem să rămână doctorul nostru? Nu mai sunt ginecologi în oraș? Au plecat toți într-o convenție de obstetrică în Bilbao? S-a prăbușit aviul? Au murit toți? Victor, calmează-te, te rog eu frumos. Nu-mi spune mie să mă calmez la mine în casă! Păi! Ce? Eva, ne faci și nouă o cafea, te rog frumos? Da, sigur. Nu, Eva, nu ne faci nicio cafea. Cu lapte sau fără? Fără. Mai bune fără. Și tu mergi să te spili pe din scăpuțe alcool. Mulțumesc tare mult. Plăcere. Foarte bună. Să vorbiți frumos, da? Să știi că nu trebuie să-ți faci griji pentru mine. Știu. Da, vezi să nu ți se mai arate Iulia sub forma ei celestă. Nu iese fum fără foc, Victor, niciodată. Dar tu mereu vorbești în clișee de asta de boomer? Bă, gata! Deci, când mă întorc, vreau să aud că ați rezolvat toate problemele, da? Să nu cumva să supărați o femeie însărcinată. Doamne, departe de mine gândul ăsta. Știu. Departe de mine gândul. Pe bune? Ai venit aici? Pe bune, Iulia? Tu chiar ai tupeu? De ce ai venit aici? Vrei să mă tragi pe mine la răspundere sau cum? Am venit aici pentru că îmi pasă de Eva. Pentru a 114-a oară, Eva este logodnica mea. Nu știu, Victor, nu știu! Că pare că ai foarte multe logodnice. Foste! Și da? Cineva
Trebuie să-ți bage mințile în cap. Oh, ia uite-mă. Bă, dar ție nu ți-e rușine? Ai mințit-o când i-ai spus că m-ai văzut cu Iulia, ai nebunit? Și tu nu ai mințit-o? Nu. Serios? Nu acum. Și nu văd cum e asta problema ta, da? Da, pentru a 115-a oară, bine? Eva este mama copilului meu. Și este și prietena mea. Și doar atât. Și știi și de ce? Pentru că nu te iubește. Da. Doar că tu nu poți să înțelegi treaba asta, nu poți să o accepti. Pentru că nu o meriți, măi. Bine, mă, ok, bă, și ce vrei să facem în privința asta? Nu o mai supăra. Sau? Sau? Nimic. Dar ascultă-mă atent. O să fiu acolo pentru ea, oricând are nevoie. O să fiu ăla în care poate să aibă încredere. Și la un moment dat o să-și dea seama. Iar tu o să regreți că n-ai știut ce comoară ai lângă tine. Oare ce s-a întâmplat jos? Să mă duc? Hai, mă duc. Ce face? Nu știu, poate face dunga, dunga. Eu pot fi mai scârboasă de atât, trebuie să nască. Și dacă n-aș știu, am citit pe net că femeile zărșinate chiar n-au absolut nicio problemă. Dacă... Oh, Doamne, bine că ai răspuns, fii atent, avem o urgență. Nu pot să vorbesc acum, Adina, că sunt puțin ocupată. Ba da, ba da, că e urgență, urgență. Păi și la mine, Victor vorbește cu Victor. Care Victor, cu care Victor? Am Mara! Chiar e bună asta. Dar fii atent, am una și mai bună. Mama s-a dus să-l certe pe Vladi că a contactat-o pe Iulia. Ce? Da, ce a luat și șlapii după ea. Mm-hmm. De ce? De unde a aflat? Să zicem că cineva i-a spus și... Hai mă, dar v-am rugat să nu-i spuneți de Iulia. De ce i-ai spus? Nu noi. Nu, chiar nu noi. Doru. Nu. Nu se poate. Păi, da, Doru, că de-aia îi se mai zice Doru sifonatorul, știi? Mersi că mi-a spus. Păi, mersi, dar ce faci? Nu știu, hai că mă duc acolo. Haide, pa. Și noi ce facem? Victor, trebuie să mergem, a apărut o problemă. Stai așa, că noi trebuia să vorbim aici, să ne rezolvăm problemele. Bine, păi hai că le rezolvați după aia, chiar trebuie să mergem acum. Ce s-a întâmplat? Hai că spun eu pe drum, te rog frumos, hai să mergem. Îmi pare rău, dar na, a apărut o problemă, trebuie să... Stai liniștită, poți să ajut cu ceva? Nu, e o problemă de familie, mulțumesc. Din care tu nu faci parte. Bine, hai să mergem, hai să ne schimbăm, mai repede să plecăm. Știi unde e ieșirea, da? Da!